Devenit deja un brand la nivel național, Festivalul Național al Păstrăvului de la Ciocănești a debutat joi 15 august și s-a încheiat pe 18 august. Prima zi a manifestărilor a fost dedicată concertelor de muzică populară, lansărilor de CD-uri și de cărți. Tot în prima zi, la Casa de Cultură Florin Gheucă din localitate, a fost vernisată expoziția Costumul Popular, Oglinda a Sufletului. Care ar fi cele mai vechi exponate? Da, deci cel mai vechi exponat de aici, din Lada de Zestre, este costumul popular. Costumul popular care eu îl moștenesc de la străbunica mea, are o vechime de aproximativ 150 de ani. Deci avem aici cămașa cu altiță, cu sută, deci pentru fetele tinere, în culori mai vii, mai deschise. Avem catrința, avem ciorapii de lână, avem opincele din piele de porc, avem brâu țesut, avem bundița cu prim negru de miel, care este tradițional aici la noi, la Ciocănești, și tulpanul cu franjuri, cu motivele florale, care este tradițional aici la noi. De asemenea, unul din cele mai vechi exponate, să zic așa, din Lada de Zestre, este crucea, ca simbol de rugăciune, de binefacere asupra tinerilor care se căsătoresc. Am aici o icoană, o cruce, care are o vechime de 150 de ani. O am de la străbunica mea, este foarte veche, și la icoane, la noi, ca un simbol de cinste, se punea acest ștergar cât mai frumos țesut, în culori vii, în culori sobre, este cu maro, cu negru, cu motivele geometrice care se regăsesc la noi și pe case, pe costumele populare, pe țesături. Între obiectele expuse s-au numărat și două oglinzi foarte vechi, de 100 și respectiv 130 de ani. S-ar spune că uitatul în oglindă este un obicei al fetelor din ziua de astăzi, însă nu e deloc așa. Și fetele, înainte vreme, se uitau foarte mult în oglindă. Această oglindă este martorul a cine știe câtor fete care s-au uitat în oglindă, pentru că ea este confecționată în urmă cu mai bine de 100 de ani. Expoziția a putut fi vizitată pe parcursul celor 4 zile de festival. Apoi au avut loc concursuri de pescuit și gastronomice, unde pescarii s-au întrecut în a prinde cei mai frumoși păstrăvi, iar femeile din Ciocănești au încântat papilele gustative ale participanților cu numeroase delicatese pregătite din vedeta festivalului. Păstrăvul. Turiștii dornici de aventură și-au primit porția de adrenalină la incursiunea în munții Suhard și plimbarea cu Pluta. Plutașii au condus câteva grupuri de turiști pe traseul Botoș-Ciocănești. Cei 6 kilometri au fost parcurși în aproximativ 3 ore, însă turiștii susțin că a meritat din plin. Pe tot parcursul traseului, cele 3 plute au fost escortate de un echipaj salvamont, iar de pe malurile Bistriței, numeroși trecători curioși s-au oprit pentru a-i saluta pe cei aflați pe plute. Peisajele minunate ale zonei și plimbarea cu Pluta pe râul Bistriței au făcut experiența una de neuitat. Singurul neajuns a fost starea foarte proastă a drumului național 18, care se află într-o stare avansată de degradare. De la Piatra Neamț. Suntem, cred că, a 5-a oară aici. Special pentru acest eveniment? Special. Ce părere aveți despre drumurile de aici, din zonă? Foarte rele. De 5 ani de zile vin aici și de 5 ani de zile tot așa sunt. Însă am auzit că contractul este încheiat pentru reparația drumului și sperăm să îl facă. Credeți că dacă drumurile ar arăta mai bine, ar veni mult mai mulți turiști aici? Cu siguranță. Căile de acces sunt o prioritate și lucru esențial, cred că, pentru comunicare și pentru acces în diverse locuri, mai ales în locurile astea frumoase și
în care este păcat că nu se poate circula din cauza lor. Sau, eu știu, nu avem acces la toate bogățiile astea din jur din cauza lor. Sau drumurile constituie restricție pentru accesul lor. Ce părere aveți despre acest drum? Bestial. Mă gândeam să-i dau în judecată, sincer. Deci am făcut 3 ore, de la Borșa și până aici sunt 70 de kilometri maxim. E incredibil. E incredibil. Le prinde gropi una lângă alta. Și lucrul acesta durează de foarte mult timp? Probabil. Să vină ministru aici cu Bentley-ul lui. Să-l văd cum merge pe gropile astea. Cu 10 la oră. Ce să nu vină pe aici. Să o ia în partea altă, pe la Cluj, și e drum bun acolo. Ăsta e impracticabil. Autoritățile locale explică că au făcut toate demersurile necesare pentru soluționarea acestei probleme. Acesta este principalul reproș pe care îl primim și astăzi, când a coborât pluta, majoritatea turiștilor care traversau comuna ne reproșau cumva faptul că ne ocupăm de plută și nu avem în vedere starea drumului. Din păcate, nu ține de autoritățile locale și, făcând așa o glumă, cred că dacă se continuă așa, în scurt timp o să fie mai ușor de traversat Ciocănește cu pluta decât auto. Localnicii sunt foarte sceptici în privința promisiunilor de turnare a unui nou covor asfaltic pe acest drum. Ei totuși speră ca autoritățile măcar să plombeze drumul pentru ca acesta să fie cât de cât practicabil.